O astfel de parcare se află în cartierul Mănășturi. Oamenilor nu le place să vorbească însă despre asta. Bună ziua! Bariera a început să fie un subiect discutat pe o rețea de socializare. Cei care au publicat imaginea se întreabă dacă montarea barierei a fost legală. Există informații că unele mașini care au intrat în spațiul respectiv când bariera era ridicată au fost blocate înăuntru. Polițiștii locale au verificat acea zonă și au constatat faptul că acea barieră era amplasată pe teren privat. O echipă TVR Cluj a încercat să afle cine este proprietarul terenului și dacă au fost mașinile sechestrate. Locatarii din zona au devenit agresivi la vederea camerelor de filmat. Pe terenul privat există 7 garaje și o rampă pentru autovehicule, iar bariera este securizată cu un lacăt.